Iubiților, textul care aș dori ca să medităm pentru câteva minute în seara aceasta din el este un text și din Vechiul Testament și un text și din Noul Testament. Îl voi citi în limba română și apoi în limba engleză, din Isaia, capitolul 9, versetul 6 și 7 și apoi din Ioan, capitolul 1, versetul 14. Întâi, în limba română, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și a împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Ioan, capitolul 1, versetul 14 spune: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. In the New King James Version, Isaiah chapter 9, verse 6 starts off saying, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice, from that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Acum un pic peste 4 ani, în istoria Statelor Unite ale Americii, noi toți am privit la ce se va întâmpla cu țara noastră. Și s-a întâmplat ceva, putem spune, istoric în nația noastră. Am ales și apoi am reales un președinte nou. Forma lui sau platforma lui era o platformă numită Change, schimbare. Și au trecut 4 ani de zile și am văzut ce a vrut să spună, sau am început să vedem ce a vrut să spună prin schimbare, change. Se pare că americanii le-a plăcut primii 4 ani de zile și i-au dat un mandat de încă 4 ani de zile. Mandat care nu știm ce se va întâmpla. Ne rugăm ca în mandatul acesta de ultimii 4 ani de zile, ca Dumnezeu, prin harul său și prin marea lui minune, să facă o schimbare fundamentală în viața președintelui Statelor Unite ale Americii. Să-i deie darul pocăinței. Amin? Iubiților, textul nostru din Vechiul Testament, din Isaia, ne spune că se va naște cineva, ni se va da cineva
care a existat anterior și care se naște, partea umană și partea divină, după cum bine știți, dar ne spune altceva, dacă doriți ca să întoarceți din nou la acest text, în Isaia, capitolul 9, versetul 6, a doua parte a versetului spune în felul următor, în traducerea în limba engleză, and the government, în românește, domnia va fi pe umerii lui. And the government will be upon his hand. Și apoi, and of the increase, și creșterea guvernului lui va fi fără de sfârșit. Ioan, luând această profeție vechi testamentală, și apostolul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune că a ajuns momentul când acel care trebuia să se nască s-a născut. Și de aceea spune, începând cu capitolul 1, versetul 1, 2 și 3, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ei, și apoi în versetul 14, 15, 16, și apoi cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har, plin de îndurare, și noi am privit slava Lui. Acum, Evanghelia după Ioan poate fi privită în mai multe forme. Una din formele în care poate să fie privită Evanghelia lui Ioan este ca o împlinire concretă, și este, a profețiilor vechi testamentale în ce privește viața Domnului Iisus Hristos. Ne-a promis că atunci când va veni Fiul, atunci când se va naște Mântuitorul Iisus Hristos, guvernul, the government, will be upon his shoulders. Întrebarea este, dar ce platformă are el? Cum va acționa el, ce schimbări fundamentale va face acest guvernator, acest domn și acest Dumnezeu a Universului? Evanghelistul Ioan, în forma lui, în capitolele care le-a fost dat de Duhul Sfânt să fie scrise, este acel care ne arată treptat the changes that need to take place when Christ governs. În seara aceasta, uitându-ne în Sfânta Carte la câteva pasaje din Evanghelia lui Ioan, haideți împreună să medităm la subiectul ce se întâmplă atunci când Domnul Iisus Hristos domnește sau guvernează. Cum arată guvernul lui și ce se petrece în viața unei persoane când el începe să guverneze? Unul din lucrurile principale cu care începe evanghelistul Ioan este prima minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos. And știm cu toții care a fost această minune, nu? Când transformă apa în onios nou, vin nou nealcoolic. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos este invitat la nunta din Cana, oamenii care sunt acolo au o petrecere ca la evrei, o nuntă mai lungă, au mâncare, au băutură și se bucură împreună cu toții. Are o problemă însă. Problema este că nu mai au de băut, nu mai au vin, s-a terminat. Mântuitorul Iisus Hristos, prin prima minune săvârșită, arată care va fi transformarea petrecută atunci când guvernul lui este în viața unei persoane. And you know what he does, don't you? Now, what does he do? Does he take Kool-Aid? No, he takes water, H2O. Now, ia apa
And he takes the water and he transforms it. That's the key thing. The first thing that happens, atunci când vine Mântuitorul Iisus Hristos să guverneze în viața cuiva, se petrece o minune fundamentală, schimbarea fundamentală a vieții. Cum arată apa transformată în vin? Dragii mei, dacă iei apă, niciun proces natural nu o va transforma niciodată în rod al viței. Niciodată. It just doesn't happen. The chemistry isn't there. Nothing can happen. It will, este adevărat, apa va aduna chemicale în ea, va aduna lucruri din aer, praf, mizerie, dar niciodată nu se va transforma fundamental. Mântuitorul Iisus Hristos, de ce a fost această o minune extraordinară? Pentru că a schimbat compoziția apei, care niciodată nu se poate transforma fără o intervenție divină, și a transformat-o în vin, în rod al viței. Now, atunci când vine Mântuitorul Iisus Hristos în lume, atunci când vine Mântuitorul Iisus Hristos în viața cuiva, se petrec schimbări fundamentale. Dacă ești aici în seara aceasta sau privești pe internet, atunci când guvernul Mântuitorului Iisus Hristos intră în casa ta, intră în biserica unde faci parte, intră în familia ta, se petrece ceva extraordinar. Cuvântul Dumnezeu ne spune, cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Now, that's what I call fundamental change. That's what I call a life that before, o viață care înainte era o viață caracterizată de neascultare. O viață caracterizată de a pune valoare doar pe individ. O viață caracterizată de rebeliune față de Dumnezeu. O familie unde nu a existat pace. O familie unde între soț și soție era competiție. Cine este mai înțelept, cine este mai harnic sau cine poate să facă mai mulți bani. Lucrurile se transformă. O viață în comunitate unde anterior judecam pe fiecare, criticam pe fiecare, ne priveam pe noi mai importanți ca ceilalți. Toate aceste lucruri, atunci când vine Mântuitorul Iisus Hristos cu adevărat în lume să guverneze, they change. Now, the fiber changes. Nu mai este omul cel vechi. Nu mai este sentimentul cel vechi. Nu mai sunt ochii cei vechi. Atunci când vine Mântuitorul Iisus Hristos în inimă, obiceiurile acelea care erau rele au ieșit afară. Pentru că dumnezeirea coboară în această inimă și apa nu se transformă în Kool-Aid. Nu se transformă în ceva care este doar cu culoare. Nu se transformă în ceva care este artificial. Christianity is not artificial. I mean, we're real humans. We're fundamentally different. Mulți din noi nu am prins schimbarea aceasta pentru că parcă am crescut în biserică. You didn't grow up in church, did you? You remember that fundamental change. Când vezi cum intră mântuirea în viața ta. Eu am crescut în biserică, dar la vârsta de 14 ani ceva s-a petrecut cu mine. De ce? Odată ce Mântuitorul Iisus Hristos a început să guverneze în mine, a luat viața lui Leonard Semenea și a transformat-o. Nu mai m-am simțit bine cu prietenii vechi.
Nu mai m-am simțit bine făcând lucrurile care le făceam anterior. Nu mai m-am simțit bine să ascult la muzica care o ascultam anterior, să privesc filmele care le-am privit anterior. Prioritatea vieții mele s-a schimbat, s-a transformat. Cei care v-ați căsătorit nepocăiți și v-ați pocăit după aceea, este că s-a petrecut ceva nou, radical, fundamental, diferit. Dacă nu s-a petrecut, atunci în seara aceasta privește în Cuvântul Sfânt și dă-ți seama căci familia anterioară trebuie transformată, mentalitatea trebuie schimbată. Bărbatul trebuie să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos biserica. Părinții trebuie să se ocupe de copii. De ce? Pentru că nu avem voie să îi întărătăm la mânie. Copiii trebuie să asculte de părinți în Domnul, pentru că este drept. These are all fundamental realities care trebuie să existe în viața noastră atunci când Domnul Iisus Hristos guvernează. Dragii mei, n-ați dori anul acesta în care intrăm și poate chiar înainte de a intra în el, anul care îl terminăm, ca Mântuitorul Iisus Hristos să vină și să facă transformări fundamentale în viețile noastre? Doamne, naște-te, vino, guvernează, ia control în viața noastră, nu pentru un termen de 4 ani de zile, nu pentru un termen de 8 ani de zile, ei, guvernul Mântuitorului Iisus Hristos are limită? Nu are nicio limită. There's no such thing as 2 terms. You see, there's no other that he's in competition with. He is the only God, the sovereign God, the glorious God. Al doilea lucru care se petrece în viața sau în țara sau în persoana cuiva, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos domnește și este guvernator, este că se petrece minunea numită minunea curățirii. Minunea curățirii. Ioan despachetează acest lucru și ne arată cum se petrece acest element. Observați în Ioan capitolul 2, versetul 13 la 15. Acum, deja s-a petrecut schimbarea fundamentală. Our mind is set on a different course. We're fundamentally different. Dar deși suntem fundamentally different, deși suntem născuți din nou, deși suntem justificați, asta nu însemnează că automat în momentul curățirii, în momentul când suntem transformați de dinăuntru, am ajuns la un apogeu a vieții, am ajuns la nivelul superior și nu putem progresa în sfințenii, nu putem progresa în cunoștință. Ba trebuie progresat. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbători de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a spus, casa tatălui meu se va numi și este o casă de rugăciune. When Jesus governs in my life, not only do I have the beauty of getting transformed, but I have the pain of cleansing. Now, I say again, the pain of cleansing. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos a învățat prin suferință, do you think we're different? Now, American or modern theology has sold us a bag of goods, telling us that there's no pain associated with being a Christian. They didn't live in communist Romania, did they? And you don't have to live in communist Romania. You just have to get transformed.
Because once you're transformed, you start to be different. And you know something? It doesn't mean that you will never listen to that music that you listened to before. Nu semnează că nu mai vei asculta niciodată la muzica aceea. După ce m-am pocuit, eu am mai ascultat. But it hurt. După ce m-am pocuit, mai am mințit. But it hurt. După ce m-am pocuit, am bârfit. But it hurt. M-a durut. N-a fost ușor. You see, why? Because something happens in the life when Jesus Christ trumps on the throne, when Jesus Christ comes into my life and into your life, pain will result. Nu mai mă voi simți bine vorbind așa cum am vorbit anterior cu soțul, cu soția, cu părinții, cu păstorii, cu alți frați. Nu mai mă simt confortabil făcând astfel de lucruri. Mântuitorul Iisus Hristos vine în viața mea și îmi expune păcatul, sau mai bine zis, păcatele. Și none of us likes to be exposed. None of us likes to have these things. Nu, dar Mântuitorul când vine, ia săpunul acela sfânt a Duhului Sfânt, ia sângele sfânt a Duhului Sfânt și ce face? Curățește, spală. Și dragii mei, acest proces nu se oprește la 45 de ani, nici la 58, nici la 78. Este mereu guvernul Domnului Iisus Hristos care purifică și curățește. Mai vrem curățirea aceasta? You see, that's what happens when, când se schimbă guvernele. Noi toți, și în România, am înțeles că au fost alegeri acum. Și toți așteaptă, de fapt, nici nu mai așteaptă schimbări acolo. Auzi, numai numele schimbate, dar niciun lucru nu se schimbă așa. Dar toți parcă anticipăm o schimbare. Când vine guvernul nou, vrem să vedem schimbări. Asta spun păstorii. Asta spun părinții, asta spune soțul sau soția. Când vine Iisus Hristos să guverneze în viața cuiva, când este deschis Mântuitorul Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan ne spune, când vine El și când șade El pe tron, are tot dreptul să iei biciu, căci toiagul și nuiaua ta? Auci! Mă mângâie! So that's okay! Doamne, mângâie-ne mereu să fim mai curați, mai sfinți, mai plăcuți înaintea Ta. Now, that's what Christmas is about. You see? That's what Christmas is about there. Apoi, mergând mai departe, când Mântuitorul Iisus Hristos vine în viața cuiva, nu se întâmplă doar minunea schimbării fundamentale, apa în vin, nu se întâmplă doar minunea curățirii, a purificării, se întâmplă și minunea de a te cunoaște întru totul. Minunea de a ne cunoaște întru totul. Ioan capitolul 4, versetul 17 și 18. Știți împreună destul de bine istoria femeii samaritence. The Samaritan woman, by the well. Începe o discuție cu Mântuitorul Iisus Hristos și crede că vorbește cu un savant, cu un profet, cu un om deosebit. Nu-și dă seama că de fapt vorbește cu Mesia, cu acel care șade pe tron, cu acel care este Domn al domnilor și Rege al regilor. Și Mântuitorul Iisus Hristos, începând cu versetul 17, după ce femeia răspunde, femeia spune în felul următor, femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis. Now, see, this is a little deeper than cleansing. Pentru că la curățire începe cu lucrurile care sunt destul de obvious, bătători la ochi, vizibile. Acolo sunt, e clar, le știu și eu, le știe absolut toți acolo, numai că rezist. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos, dragilor, în templu, mesele erau vizibile? Și toată lumea știa că e corupție acolo, dar n-avea ce să facă. Cum n-avem nici noi ce să facem.
în țara aceasta și în România. Ei, dar Mântuitorul Iisus Hristos a început să lucreze la acest nivel. Ei, apoi era un lucru care femeia habar n-avea că Mântuitorul Iisus Hristos e și poate și ea a uitat câți bărbați a avut. Și versetul 17 spune, femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Now, when Christ thrones, when Christ takes seat as the ruler of your life, he knows everything. That's a bit scary. Because many times our experiences in the past are so painful that we've suppressed them deep in our conscience. Când Mântuitorul Iisus Hristos vine în viața ta, cunoaște totul. Mă cunoaște El mai bine pe mine decât mă cunosc eu. Și atunci când stau în rugăciunea purificării, atunci când stau în prezența Domnului, atunci când trimite Duhul Lui Cel Sfânt, Duhul Lui Cel Sfânt mă va convinge vinovat în ce privește păcatul. He will expose rănile adânci. Rănile care atât de dureroase au fost, poate chiar din copilărie, poate din multe experiențe ale vieții, și le va expune și va spune, Leonard, știu că suferi, știu că ai problema aceasta, știu că păcatul acesta încă bate la ușa ta, știu că nu l-ai biruit încă. Știu că încă nu poți să ai suficientă dragoste, știu că nu poți să ai încă suficientă iertare, știu că vrei să ții în inimă lucrul acesta pentru că este atât de greu să te lași de el. Știu lucrurile acestea. Pentru că, drept ai spus, 5 bărbați ai avut și cel cu care trăiești acum nu este bărbatul tău. You see, when Christ comes in our life, and when he rules in our life, when he moves in and takes seat in us, nimica nu este ascuns de raza lui. Are you ready for this type of a president? Are you ready for this type of a governor? Are you ready for this type of a ruler and king of kings and lord of lords? You see, de aceea creștinii, dragii mei, sunt și creștinismul a crescut atât de puternic în primele secole. De aceea când Anania și Safira au venit la Mântuitorul și la apostolii în prezența Duhului Sfânt și au încercat ca să mintă pe Duhul Sfânt, au fost expuși. He knows it all. Și întrebarea este, în seara aceasta, la sfârșit de an, cu ce bagaj ai venit la biserică? Cu ce bagaj? Mai ai resentimente? Mai ai păcate? Mai ai dureri? Mai ții pe ceva sau pe cineva la rânză? That's right? That's from Cluj. Mișcarea fundamentală este ca Domnul îl mișcă de la rânză și îl pune la inimă. He can do that. He knows. Femeia a spus, văd că ești profet. Bag seama că ești profet. Și Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus, ei, cine se închină înainte lui Dumnezeu, se închină în duh și în adevăr. Și când mă închin în duh și în adevăr, vine ceva care este numit un balsam. Now, balsam is medicine. It's good medicine. And
Balsamul Domnului este mai bun ca bitterul suedez. Românii spun, auzi, te doare piciorul, ia bitter suedez. Te doare capul, ia bitter suedez. Unicul tratament, cât? Nu contează, ia bitter suedez acolo. Nu, este ceva mai bun. Și acesta este balsamul vindecător a Domnului Iisus Hristos. El este acel care prin jertfa Lui, prin copilul, Mântuitorul nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, produce vindecare. Acum, ia ființa nouă, fundamentală, apa transformată în vin. O curățește, o purifică de lucrurile care se văd. Ei, merge mai departe și vede lucrurile care sunt ascunse de ani de zile. Și la aceste lucruri ascunse de ani de zile, aduce un balsam vindecător, leagă reana, pune oaia pe umeri și spune, te-am purtat și mai vreau să te port. Vreau să scap de povara aceea, vreau să scap de păcatul acela, vreau să scap de toate lucrurile acestea. Lasă-mă să intru în viața ta, să guvernez cu adevărat. Because there's another wonderful thing, a final thing tonight that we will be discussing. Un lucru final care vom discuta în seara aceasta, care pretinde experiența transformării, experiența curățirii și experiența cunoașterii a noastre de către Domnul Iisus Hristos pentru a deveni o realitate. Care este al patrulea lucru care face Mântuitorul Iisus Hristos când guvernează? Este ceva numit minunea predării pe deplin a noastră în mâna Lui. Now, predarea pe deplin. That's total surrender. You see, we have a song that says, I surrender all. Don't worry, I won't sing it. I surrender all to you, my precious Savior. I surrender all. Și credem că în momentul predării, în momentul transformării, chiar ne-am predat cu tot. Și slăvit să fie Domnul, Doamne, dă să ne predăm cu totul. Dar predarea este un proces de o viață întreagă. Petru a fost acel care, atunci când l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos, după pescuirea minunată, s-a aruncat la picioarele Domnului și a avut o pocăință autentică. A spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos l-a chemat, i-a descoperit Domnul Dumnezeu multe lucruri, incluzând că El este Fiul lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel. I-a descoperit aceste lucruri. Ei, dar se vede că nu a fost predat întru totul, pentru că s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Când Mântuitorul Iisus Hristos vine în viața, când El guvernează cu adevărat și când șade pe tron, se petrece ce se petrece în Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 18. După ce Mântuitorul Iisus Hristos îl reabilitează pe Petru și îl întreabă, mă iubești cu adevărat? Da, Doamne, știi că te iubesc. Mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, știu că te iubesc. Întrebări de baraj care l-a pus să se gândească și l-a pus să efectiv să accepte o predare întru totul. But Peter wasn't quite ready for total surrender. Versetul 18. După ce îl întreabă aceste, să citești și versetul 17. A treia oară i-a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Pentru ce? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. And you think that that would be it, but it's not it. There's more. When Christ governs, there's more. Adevărat, adevărat îți spun, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni,
îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. I-a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Moarte, cost, sacrificiu. Petru, și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezema pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? It's not total surrender. It's not total surrender. Când mă interesează de alții, când mă interesează cât de bine le merge la alții, când mă interesează ce confort au alții, ce viață ușoară se pare că au alții și cât sacrificiu fac eu și cât muncesc eu și câtă integritate am eu, I'm not ready yet for total surrender. But when Christ comes into my life, when he governs on the throne, I no longer look at others. When Christ comes in on the throne, am atitudinea apostolului Pavel care spune, ei, eu am lucrat mai mult ca toți, dar nu eu, ci harul lui Hristos care lucrează în mine. Hey, I no longer compare myself. That's total surrender. That's someone who's got experience with Jesus. That's someone who's really led and directed by God. Iubiților, n-am vrea în seara aceasta să lăsăm pe Dumnezeu să șadă pe tronul vieții noastre? Și cum arată viața noastră când El șade pe tronul vieții noastre? Vedem că sunt transformări fundamentale, radicale. Vedem că este o curățire constantă. Vedem că este o cercetare profundă, adâncă în viața noastră. Și vedem că suntem gata să ne predăm întru totul, chiar dacă m-ar costa viața. Sau dacă te-ar costa viața. And that's his government. Isaiah chapter 9, verse 6 spells it out. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And what does that government look like? Like the Gospel of John tells us. Doamne, pentru mine și casa mea, pentru biserica Emmanuel, am dorit ca la sfârșitul acestui an și anul viitor și toți anii care ne-ai dat pe acest pământ, cu adevărat să domnești în viața noastră și în casele noastre. Amin.